Salut! Astăzi este ziua de vineri. Suntem în data de 12 aprilie și este foarte cald afară. La ora prezentă sunt 22 de grade, este ora 11. Sunt anunțate astăzi 27 de grade. Foarte cald pentru această dată. Pământul este uscat, precipitațiile sunt zero, n-a plouat de cel puțin 3 săptămâni, este foarte cald și este nevoie de apă. Așa că am hotărât să vin să ud pomii. Pomii, chiar dacă sunt în al doilea an de la plantare, au nevoie de apă. Aportul de apă în sol este necesar, pentru că acești pomi tineri încă nu au rădăcinile dezvoltate suficient de adânc pentru a colecta apă din profunzimea solului. Așa că sunt nevoit să le pun apă cu furtună. Din păcate, începem să ud abia prin luna iulie. Acum am devansat. Deja sunt în aprilie și sunt nevoit să ud. Mai ales pomișorii care abia sunt plantați în toamnă. Aceștia au nevoie strigentă de apă, pentru că rădăcinile lor consumă acum doar rezerva pe care o au, rezerva biologică. Nu au ce să colecteze din sol. Pământul este uscat total, așa că este nevoie să punem la fiecare pom în parte apă în cantitate de cel puțin 10 litri. După cum se vede, pomii au intrat în vegetație, au câteva frunze formate și au nevoie, bineînțeles, de apă. Fără aport suplimentar de apă, acești pomi se vor usca. Își vor consuma rezerva biologică, după care vor muri, bineînțeles. Nu au cum să reziste dacă nu îi ajutăm cu apă. Așa că nu avem încotro, trecem la udat. Din păcate, încălzirea globală nu este o glumă. Este o realitate. Cine nu crede în ea, să uite în grădină. Să observe că la data de 12 aprilie trebuie udat cantoiul lunii iulie. Așa că voi pune furtunul cu apă la fiecare pomișor în parte. Mai ales pomii care au fost plantați în toamnă, în toamna anului trecut sau în primăvara anului acesta. Acești pomi au nevoie stringentă de contribuția noastră cu apă. Fără apă nu au șanse de prindere, nu au șanse de supraviețuire. După cum observați, pământul înghite apă fără niciun fel de problemă. Este un mare deficit de umiditate în sol. Așa că treceți la udat, fraților, neapărat, ca să vă salvați pomișorii.